Deja am pornit cu live-ul. Da? Vă provoc așa pe seara asta să vorbim pe Sfântul Ioan, nu? Da. Să le spunem unul la mulți ani la toți cu numele de Ion. Și avem atâția Ion. Ion e cel mai răspândit nume în spațiul românesc. Nu, eu cred că și în spațiul creștinătății în totalitate. Nu știu Ion, asta. dar pe Ion, John, Johan, Ianoș, Ionas, ne uităm la suprafață. Numele este atât de răspândit pentru că civilizația creștină l-a preluat de la marele învățător, de marele proroc, Ioan, din pustie. Dar mulți ani tuturor Ionilor, Doamnelor, Ioanelor, Ionelelor, tuturor un gând bun și o solidaritate reală cu ei, cu destinul lor. Păi, eu v-aș provoca să vorbim despre câțiva ioni care au marcat România. Și în Evul Mediu l-am avut pe... Mie mi-a plăcut mult Ion Vodă cel Viteaz. Da? Sau cel cumplit, cum am învățat eu în Da. liceu. Da, este Ion Vodă, este cu adevărat un personaj, un aventurier, un personaj legendar, aș spune. Este băiatul, copilul din Flori, natural, al lui Ștefăriță cel Viteaz, nepotul lui Ștefan cel Mare. Deci Ioan, făcută cu o doamnă din Armeancă, din Suceava. Deci Ion Vodă, care va ajunge domn al țării Moldovei la 1572, cumpărând cu câteva pietre prețioase, am înțeles, cât pumnul de mare nestematele date la pașale, viziri, anturajul sultanului, este strănepotul lui Ștefan cel Mare. Mama lui o armeancă din Suceava, el a avut o viață până la ajungerea pe tronul țării la 1572, extrem de agitată, a călătorit enorm în Europa, în Orient, pentru că Imperiul Otoman era factorul de putere numărul unu, a avut foarte mulți prieteni și în estul, nord-estul României actuale, în lumea căzăcească. Să nu uităm că el a avut atâția frați după mamă, care au avut pretenții după el la tronul țării Moldovei. Acest Ion, când a ocupat tronul Moldovei la 1572, cumpărându-l cu bani grei, îi urmează unui domn copil, tinerel, Bogdan Lăpușneanu. La 1568, el este foarte aproape de Alexandru Lăpușneanu. Alexandru Lăpușneanu, așadar, a doua lui domnie, moare în 1568, iar doamna lui a reușit să-l impună și cu acceptul Poloniei și cu acceptul Imperiului Otoman, domnul Suceava, Bogdan Lăpușneanu. Această domnie a lui Bogdan Lăpușneanu, foarte interesantă, dar zburdalnică, că era totuși un puștan de 17-18 ani, a agitat oligarhia boierească din Moldova și până la urmă au gândit, domnule, avem nevoie de un domn puternic, bărbat adevărat. Iar eu văd că ocupă tronul la 1572, era un bărbat în jur de 45 de plin de ani, maturitate, 50 de ani aproape, o maturitate reală. Era un bărbat frumos, înalt, foarte puternic, nu întâmplător unul din frații lui va fi poreclit potcoavă, avea atâta putere fizică Ioan, el și fratele său Nicoară, încât o potcoavă o rupeau într-un pumn. Iar domnia, când a ocupat-o domnia în primăvara anului 1572, țara Moldovei era tributară adânc Imperiului Otoman. Pretențiile, de altfel, de la 1538, e bine să precizez pentru prietenii noștri, că la 1538 este o dată fatidică. Imperiul tricontinental otoman își instaurează în principatele române și Principatul Transilvaniei extracarpatice, o dominație reală, politică, socială, comercială, economică. De la 1538 se agravează starea Moldovei și a Munteniei, obligațiilor financiare, comerciale, economice, extrem de cresc mult,
abuzurile turcilor sunt nesfârșite și Ioan, cumpărând tronul cu uriașe sume de bani, căci nestematele date de el anturajului sultanului, au semnat o sumă colosală. El, luând puterea Moldova, a găsit o oligarhie extrem de motivată de a trăi, de a-l seconda în proiectele sale politice. Și așa a făcut acest Ion. A luat puterea. A luat puterea înainte de toate. S-a gândit că forța țării constă în oamenii liberi care are țara. În oamenii liberi, adică țărane și lui pământ răzeșii, curtea boierească, șetele boierești din tot cuprinsul țării Moldovei, căci Moldova teritorială atunci era micșorată doar în partea dintre Basarabia și Prut și Nistru, căci Soliman cel Mare, după ce a ocupat Suceava în septembrie 1000, adică Soliman Magnificul, a ocupat Suceava în 1538 septembrie, după ce a capturat uriașul tezaur în aur și argint al lui Petru Lareș din cetatea Sucevei, inclusiv sabia lui Ștefan cel Mare, acum a fost luată. Soliman Magnificul a anexat de la țara Moldovei, a lipit Imperiul Otoman un teritoriu delimitat de Dunăre, Marea Neagră, gurile Nistrului, gurile Prutului, delta Dunării, așa numitul Pașalâc de Tighina sau Bender. Tighina lui Ștefan cel Mare este acum redenumită Bender, cetatea, mă refer la cetatea de pe malul Nistrului. Ei bine, Ioan Vodă, când a ajuns domn, a promis mari oligarhii boierești, războinice bogate din țara Moldovei, ne vom bate cu turcii și vom lua din nou sudul Basarabiei, sudul teritoriului dintre Prut și Nistru. Tata, pentru a avea putere să înceapă un conflict cu o putere tricontinentală, Ioan Vodă avea nevoie de popor lângă el. Să știți de la mine, domnule, să știți de la mine, prieteni, orice putere, cât e mare sau mică, orice conducător de stat are o șansă să-și impună viziunea, proiectele, planurile, dacă are poporul din partea sa. Și când sunt poporul, nu un popor din mâna șaptea. Poporul poate fi bolnav, alienat, amețit de băutură, dezinformat, manipulat, ci un popor puternic, liber, mândru, bogat. Când oamenii unei țări au averi, au pământuri, au case, au siguranță, au pe sentimentul că stăpânesc așa țară, o parte, evident că reprezintă o forță. Și Ioan Vodă a îngrădit abuzurile. Eu să vă spun un adevăr. Marea noastră clasă războinică în Evul Mediu a fost boierimea. Foarte războinică, foarte nesatornică, foarte obraznică, foarte trufașă. De aici și domniile astea, sutele de domnii repetate, răzmerițe. Și atunci Ioan Vodă a convins Marea Boierime, i-a pus, dacă vreți, nu convins, a obligat-o să fie cu minte, să nu facă comită abuzuri. Un stat, un stăpânitor, o țară, dacă e guvernată de cum trebuie, iar abuzurile și nedreptățile nu există sau sunt stârpite, acel popor se automobilizează, se motivează. Ori eu văd cum a ajuns la domnie în 1572, a chemat la Iași poporul simplu și a spus cum vrea să guverneze. Pe boierime a stârpit-o, a pus-o în banca ei, a pedepsit cu moartea câțiva boieri care au fost obraznici și au nesocotit poruncile lui, a pedepsit chiar și foarte mulți călugări și mănăstiri, adică a dus o politică internă în țara aia, Moldovei, pentru a o întări, pentru a aduce lângă ei, lângă el, țara, poporul. Iar în aprilie, după 2 ani de domnie, când el se consolidase, dar își arătase și fața lui extrem de dură, căci când ai atâtea probleme pe cap, dacă o oligarhie nu te ascultă, o pedepsești. Pedepsit cu moartea foarte mulți boieri, s-au declanșat comploturi împotriva sa, le-a stârpit, i-a omorât, i-a chinuit, i-a bat pe acești complotiști, iar poporul l-a înarmat
De fapt, poporul era însuși în armată. Nu uitați că trecuseră de abia 70 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare. Moldovenii încă își trăiau, adevărat puțin atenuată, marelor glorie militară. Meseria armilor la moldoveni încă era o meserie. Că și românii escarpatici, ca și muntenii din sudul Carpaților, ca și bănățenii, ca și ardeleni, au fost oamenii armilor. Nu a fost un popor de, cum să zic eu, cum să vă spun eu, străin de preocupările militare. Moștenirea noastră, tracojetodacică și a din Marele Imperiu, stăpân al lumii, Imperiul Roman, ne-a obligat să moștenim, să practicăm virtuți războinice de elită. Mărturiile străine, și toate sunt consemnate în Călători străine despre țările române, sunt vreo 12 volume, vorbesc despre extraordinarul spirit de luptă, vitejie al românilor. Nu numai al românilor de la Munții Carpați și Nistru, din tot spațiul nostru. El și-a construit, deci eu văd o armată extrem de bine motivată, 10.000 de călăreți, cred că avem vreo 25-30.000 de călăreți, corpuri de elită de pedeștri, dar în timpul lui și în timpul mediu, românii, înainte de toate, au fost războinici călări. Au avut adevărat și câteva corpuri de oase de pedeștri, dar călăreții sunt baza. Călărimea grea era formată din Marea Boierime, setele ei și călărimea ușoară. Călărimea ușoară în sensul că orice sătean trebuie să aibă 2-3 cai și 2-3 oameni în armă, în subarme. Prieteni, nepoți, cuscri, cumnați și o fi având. Deci am fost un popor meseria armelor. Atunci când la Paști, în 1574, sultanul trimite la Iași, că și capitala Moldovei, în timpul Alexandru Lăpușnean a doua domnie, se mută de la Suceava la Iași. Bine să precizez pentru prietenii noștri că de la Suceava, capitala țării Moldovei, s-a mutat în a doua domnie a lui Alexandru Lăpușneanu, 1500 Era așa. 64-1500 la Iași. Și eu văd, își cheamă poporul, vine un trimis împărătesc și cere dublu Arașul. Țara Moldovei, nu ziceau Țara Moldovei, turcii ziceau Cara Bogdan. Țara Moldovei, de la întemeietorul țării Moldovei, Bogdan I, ei au zis țării Moldovei Bogdan. Iar muntenii ei, nu țara basarabească sau muntenii ei, ci Caraiflac, Valahia Neagră. Valahia Neagră, adică dependente deși de ei. Dublarea Arașului către sultan era, vă dați seama, o povară financiară mare, grea, pe care țara n-a refuzat să o suporte, iar Ion Vodă, spre surprinderea tuturor, a chemat la Iași, după aprilie 1574, din toată țara, oamenii, ce vreți? Ne supunem turcului sau nu? Și atunci ei au zis, ai, el a zis nimic Ioan Vodă, hai să luptăm cu bravură, să ne opunem păgânului care nu se mai satură și nici de țara noastră, nici să ne ceară bani, nici să ne ceară cai, nici să ne ceară lemn, nici să ne ceară pește, nici să ne ceară miere de albine, nici să ne ceară orice. Atunci hai să îi înfruntăm în luptă dreaptă. Și în aprilie 1574, marele sfat al națiunii, împreună cu domnul țării, cu o parte a boierimii care era fidelă, au decis să înfrunte Imperiul Otoman, refuzând cererile acestuia extrem de insolente și agresive. Să nu uităm că la 1574, deja Soliman Magnificul murise de câțiva ani, iar Imperiul Otoman își trăia o glorie reală, o forță tricontinentală. Este aproape ridicol să crezi că o țară atât de mică și vlăguită de pierdută cu teritorii, aruncă mânușa unui imperiu atât de mare. Și a aruncat-o. Ioan, acest Ioan Armeanul, sau Ioan Vodă cel Viteaz, sau Ioan Vodă cel Cumplit, cum timpurile mele se spunea despre el, cumplit pentru că pedepsea oamenii, hoții, trădătorii, cu cazne boierii, cu cazne extrem de
rafinate și violente, de dure. De aceea vreau să vă spun, domnule Ignat, că conflictul pe care eu îl văd și țara Moldovei îl aleg în 1574 este ultimul, nu penultimul conflict, război, pe care țara îl duce cu Imperiul Otoman. Ultimul va fi Aron Tiranu, contemporanul lui Mihai Viteazul, 1591-1595. Și pentru că sunt foarte multe izvoare poloneze și nu numai despre domnia lui Ion Vodă și-l Viteaz, vorbesc despre o oastră extrem de puternică și bine înarmată de călăreți. În jur de 40.000 de călăreți avea oastea țării Moldovei. Domnul dirigează în corpul de oase și pleacă spre frontiera sudică, pentru că știau că în aprilie, mai, după Sfântul Gheorghe, Imperiul Otoman, turcii purtau războaiele până la Sfântul Dumitru. Perioada pe care turcii o rezervau războaielor în Evul Mediu a fost Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru. Marea expediție a lui Soliman Pașa, Hadâmbul, de la Vaslui, ianuarie 1475, constituie o excepție. De ce? Pentru că însuși Mahomed al II-lea nu mai suporta provocarea imensă pe care o făcut Ștefan cel Mare, intrând în țara românească, refuzând să plătească tributul, refuzând să cedeze cele două cetăți, Chilea și Cetatea Albă, și atunci a ordonat pașei Soliman din Albania să se ducă în cara la Bogdania să-l doboare pe Ștefan cel Mare. Deci, marea provocare a țării Moldovei față de Imperiul Otoman decurge într-o fază foarte bine. Oștile moldovene vin la frontiera cu Muntenia. Turcii deja înaintaseră în Muntenia. În aprilie, în iunie 1574, la Jiliște, undeva în sudul Moldovei, din zona Focșanului, oștile moldovenești zdrobesc oștile turco-muntene într-o bătălie de cavalerie, de o ambuscadă de mari proporții. Este o mare victorie. Bătălia la Jiliște, în iunie 1574. Problema este că trupele, armatele otomane înaintează grosul lor prin sudul Basarabiei, trec delta cu Dunărea, în Moldova dintre Prut și Nistru. Ion Vodă își mută oștile la est de Prut. Acolo, în iunie 1574, vor avea loc succesiv o serie de mari bătălii, legendare unele dintre ele, care vor avea un sfârșit dramatic, căci și trădarea și condițiile geostrategice nefavorabile vor determina ca sfârșitul acestui război să fie o catastrofă pentru țara Moldovei și pentru Ion Vodă. Vă dau, dragi privitori și dragă domnule Ignat, o informație. Ioan Vodă îl trimite pe marele boier Golia, comandantul cavaleriei moldovene, la Dunăre să blocheze trecerea Dunării de către trupele otomane. Este vorba de iunie 1574. Din motive, nu știu dacă de frică sau din trădare mai degrabă, marele Hatman, marele boier Golia, comandantul cavaleriei moldovene, în loc să-i blocheze pe turci care aruncaseră pod de scândură de vase peste Dunăre, trec de partea turcilor. Au trădat. Trădarea lui Ieremia Golia este una dintre marile trădări din istoria noastră națională. Deci, e bine să precizăm că nu trădarea ne definește pe noi ca oameni, ca popor, ca istorie. Chiar că sunt de la Decebal la Nicolae Ceaușescu, episcupii trecând pe la Cuza, Ion Antonescu, episoade de trădare certe, trădarea există într-o proporție și mai înaltă, și mai adâncă, și mai rușinoasă. Da. Și la ruși, și la polonezi, și la englezi, și la francezi, la toate popoarele. În civilizația noastră digitală există o
o auto, cum să vă spun eu, culpabilizare, că noi am fi un popor prin definiție de trădători. Este o aberație și o prostie. Trădare există pretutindeni, există state, popoare, comunități umane implicate în derularea lor, devenirea lor istorică. Ieremia Gole este un trădător, trece din partea turcilor, nu îi împiedică să treacă Dunărea, oștile otomane, turco-tătare deja și tătare veniseră, înaintează spre Cahul. Știți foarte bine unde vine Cahulul, nu departe de Prut și nici departe de Delta Dunării. Acolo, în zona Cahulului, la jezerul Cahului și într-un sat roșcan, timp de câteva zile vor fi lupte de o extraordinară bărbăție și violență. Bine să vă precizez că Ioan Voda a chemat în ajutor corpuri de cavalerie cazaci de la Dnipru. Și au venit câteva mii de cazaci în soldă, ca prieteni cu el, și au luptat ca niște frați cu dânsii, cu românii, în aceste grele și foarte bătălii de exterminare din iunie 1574. Problema este că forța numerică a imperiului, a trupelor turco-tătare, armatelor turco-tătare, a copleșit oastea Moldovei. Cazacii erau vreo 1500, am înțeles, așa spune și Bogdan Petrișeicu Hajdeu, care a scris prima carte despre Ioan Vodă. O altă carte bună despre Ioan Vodă a scris regretatul academician Dinu Ce Jurescu. Ioan Vodă și-l vitează, o am undeva pe aici, pe bibliotecă. De fapt, și pe lui Hajdeu, recent le-am citit pe amândouă. De asta, așa că m-ați luat pe neașteptate, sondând memoria, încă știu lucruri de ceva de istorie. Și în iunie 1574, undeva pe 10, 11, 12, 13, la jezerul Cahului și la Roșcare au loc lupte extraordinar de violente, de dure. Trupele turco-tătare încercuiesc oastea Moldovei, au loc asedii, au lupte de rară violență. Nu cred că Ioan Vodă capitula, se preda dacă nu ar fi a intervenit un accident. El era un bărbat care avea forță, avea tunuri. Avea câteva zeci de tunuri foarte bune, bine aprovizionate. Dar ploile diluviene din sudul Basarabiei iunie au ars, au inundat tot praful de pușcă al tunurilor. Și atunci eu văd lipsit de artilerie, cercuit de o săptămână și ceva de inamic, apă nemai fiind de băut, hrană împuținându-se spre inexistență, a intrat în negocieri, fiind limba turcă foarte bine, a intrat în negocieri cu căpetenile turcilor pentru a se preda. Ioan Vodă a negociat predarea cu căpetenile otomane, care din fariseism au spus că nicio grijă, îți garantăm viața. Și atunci Ioan Vodă părăsește tabăra, știind totuși că va fi ucis. Să nu uitați că el a venit de la Istanbul, domnul, la Moldova. Și tocmai pe turci a trădat și a lovit și a atacat, cu toate că tronul îl datora curții imperiale din Istanbul. Predarea lui Ioan Vodă este... El s-a dus în tabăra căpeteniei turcești, și nici a intrat bine în cort și a fost imediat înjunghiat, ucis, am înțeles, de Shigala, cel care l-a stat la intrare în dreapta. Cum a intrat, cum a sărit pe el, l-au sărit câțiva și l-au înjunghiat din toate părțile și l-au hăcuit cu pumnalele și cu săbile. Evident că trupul lui, după cum știți, a fost martirizat, a fost legat între două cămile și rupt în mai multe bucăți. Iar restul oștilor moldovene și cu cele capitele, cu călăreții cazaci au avut o soartă dramatică, că și încercuiți, văzând ce se petrece, au luptat până la unul. Celebru este asaltul, moartea celor cazacilor până la unul, care s-au dus pe o colină și de acolo nu au vrut să coboare, nici să predea, au murit în luptă până la unul. Însă drama, această dramă extraordinară a țării Moldovei
din 1574, iulie, se agravează imediat după bătălie. Pentru că țara Moldovei s-a hainit, cum spun turcii, a trădat Imperiul Otoman prin domnul său. Sultanul a poruncit tătarilor, spunând hanului tătăresc, el că era un oricare ghirai, un drastea care guverna la Crimea, ai țara Moldovei la dispoziție 2 luni. Între Prut și Siret, faci ce vrei din țara Moldovei. Atenție, între Prut, între Nistru și Siret. Deci, după bătălia de la Roșcani, țara Moldovei, deliberat, a fost dată în pradă tătarilor care au umblat călăreții tătari, șambur după șambur, din sudul țării până în nord la graniță cu Polonia. Sute de sate arse, zeci de mii de robi, biserici arse, curți arse, totul distrus. Niciodată țara Moldovei n-a trecut printr-o asemenea tragedie ca această îngrozitoare jefuire și pradă în care a fost dată în pradă de către turci tătarilor din Crimea. De acest om pe care vrând nevrând mai determinat să-l menționăm azi, domnule Ignat, este un personaj important în istoria noastră, este un personaj important prin spiritul lui de dreptate, prin curajul și demnitatea de a înfrunta o fatalitate istorică care era net împotriva sa și a poporului său. Gândiți-vă, vizualizați un imperiu tricontinental din Egipt până în Algeria, până la Budapesta actuală și vest de Budapesta, toată peninsula balcanică, tot nordul Mării Negre, tot nordul Africii, încă au înaintat până la Iran, toată Anatolia, Orientul apropiat era sub controlul lui. Tot nordul Mării Negre, la Marea Neagră, în momentul lui Ion Vodă, era un lac turcesc total. Lac turcesc din timpul lui Mahomed al doilea, Marea Neagră a devenit. Păi a arunca mănușa, a provoca într-o confruntare directă bărbătească un asemenea imperiu, cum a făcut Ioan Vodă, din sângele lui Ștefan cel Mare, să nu uităm că este strănepotul lui Ștefan cel Mare, este, dacă vreți, un episod legendar. N-am să citesc pe Coșbuc, n-am să citesc poeții, că detest, trăim timpuri atât de murdare și rușinoase, încât am un sentiment de, eu care am fost un mare iubitor și citor de poezie, am un sentiment de greață și de mânie cosmică când văd cât poeți se pupă între ei, se pupă pe obrajoși, se cred că sunt alfa și omega pentru că poezia lor ar fi unică. Haida de rușine. În momentul Marea, ăsta. da. Deci Ion Vodă este un Ion celebru în istoria noastră, să-i zicem cel viteaz, să nu uitați că el trăgea singur. Atenție! Forța lui fizică era un fel de Hercule. Din moment ce un bărbat, el singur, trăgea un tun prin mlaștinile de la iezerul Cahului, înseamnă tunul până la roțile, până la toate roțile îngropate în noroi. El îl trăgea prin noroi. Adică forța acestui bărbat este legendară. Nu era mare și prost, cum se uzează de obicei, cum se zice alți, cum se există în regulă, ci era mare, viteaz, deștept, frumos, drept, foarte drept și crud. Când vrei să guvernezi pentru poporul tău, să faci dreptate, n-ai cum. Trebuie să fii și crud. Cruzimea înseamnă aplicarea unor principii morale și etice prin care îți fidelizezi poporul. Dacă relativizezi morala publică, societatea vede că tu ești condescendent, îngăduitor cu hoția, cu nedreptatea, cu trădarea, cu prostia, cu lenea, cu murdăria, cel popor nu mai are. Păi și credeți, poporul român actual
mare putere să iasă din marasmul moral și din neputința morală în care se găsește, Cu decât siguranță, da, cunoscând domnul istoria. profesor. Cu Da. siguranță are puterea. Are Ideea că putere. dacă s-ar lua niște măsuri, Da. în loc să fie considerate ca niște acte de igienă, ar Da. fi considerate ca niște pedepse foarte grave, fiindcă Dorul meu. șpion a încercat să taie defecte. Nu a încercat să. Statul român astăzi e altfel, istoria altfel se clădește. Dar oricum, statul trebuie să devină foarte puternic și în interiorul statului să evolueze bărbați și femei pricepuți, competenți, nu godaci și târfe de două parale, nu amantele nu știu cui, care nu au decât un singur rol, stai pe scaun, semneze niște hârtii, subordonații înfăptuiesc toate operațiunile birocratice, ei dau semnătura, ei dau semnătura și sunt dive în politică sau administrație. Statul român acum e infestat de sute de mii de impostori, de oameni de nimic, care nu au nicio competență, nicio dăruire, care nu au absolut nicio calitate care să îi ridice, să îi indice, să servească, să aparțină unei oligarhii administrative. România se vine când statul se românizează, când interesele, încă o dată, acum să recunoaștem, statul de 32-34 de ani este ostil cetățeanului. Dincolo Corect. de măsurile, oarecum câteva s-au luat pentru îmbunătățirea condiției de român. Condiția românului în ultimii 34 de ani a fost violată, agresată, după mine, în perpetu. Singura soluție este ca poporul să-și depășească inerția, să se implice pentru a putea să devină participant la putere, dar participant la putere nu ajungi niciodată de pe stradă. Accesul la putere este controlat de entități care doresc acolo doar oameni obedienți și de proastă condiție. Dumneavoastră, domnule Ignat, cu experiența uriașă pe care o aveți, domnia ta, de decenii trăind peste hotare, cred că sunteți convins că în interiorul statului român sunt sute de mii de indivizi și individe care nu au nicio calitate decât că sunt niște politruci, niște pile, niște oameni de nimic a unor grupări politice numite partide. Avem, dacă veți, de-a face cu dictatura mediocrității, prostiei, ignoranței și a celor mai nefaste creaturi care au umplut vreodată toate structurile de putere din statul român. Un stat este puternic prin calitatea profesională și morală a celor care îl Domnul compun. profesor, dar ăștia sunt conduși de niște oameni foarte deștepți. Mediocritățile astea doar administrează jaful. Ei sunt interfața. Eu Nu sunt vă ăștia confirm. dinamicii noștri. Vă confirm. De ce Cei vă din confirm? spatele lor sunt probleme. Există o programare, un plan deliberat de a propulsa în toată structura de putere din România oameni de calitate inferioară, fără cultură, submediocre, fără pregătire, fără nici cele mai elementare calități morale, fără nici elementare calități culturale. Când desemnezi prim-ministru un individ care nu are 8 clase terminate sau o individă care nu are nici educație de 5 clase temeinice, evident că se urmărește Cum? compromiterea acelui stat. Problema este că statul român este un stat, poate fi un stat puternic, doar în măsura în care cei care îl conduc, dirijează și iau decizia, sunt cu adevărat. Să folosesc un eufemism. Dacă vreți niște cuvinte, eu aș spune, nu mi-e frică de ridicol, pentru că eu cred în ele. Oamenii și domnii și doamnele care intră în sistemul statal să fie, dacă vreți, dăruiți binelui public. E Nu, suficient nu. să fii român, domnul Manole. Da, domnule, dar românul poate fi și trădător, poate fi și prost, Cu poate fi și siguranță, ignorant, da. poate fi și curvă, poate fi și târfă, poate fi și mitoman, poate fi și să bagi mâna până la gât în bugetul public. Păi nu român a fost
Adrian Năstase, care a fost prim-ministru, care a privatizat, domnule, nu a fost român, a privatizat el Petrom. Nu a băgat mâna până la gât în bugetul statului și a primit comisioane de la firma asta hidoasă de buzunar care ne controlează toate rezervele de hidrocarburi. Se Cine pare că e câștigă? rusească firma. Sau Au rusească, cumpărat din dumneavoastră ruși. știți mai bine. Eu știu doar atât că e o privatizare dezastruoasă pentru statul român. Deci nu calitatea etnică poate să salveze sau să dea consistență unui stat, cât, nu să vă spune dumneavoastră, calitatea umană a celor care îl reprezintă. Domnule Iuc, au fost funcționari și demnitari foarte importanti, unii dintre ei chiar de altă etnie, dar au fost dăruiți statului român. Statul este creația pe care noi ar trebui să o consolidăm și să acționeze în favoarea națiunii române. Am înțeles de la niște colegi că structurile de control ale statului român și ale, slavă Domnului, foarte puternice, sunt axate pe pedepsirea și urmărirea, pe intimidarea oamenilor de afaceri români. Cu siguranță da. Da, este un lucru care pe mine se favorizează tot ce este străin, iar pe români sunt Domnul puse Manole, toate tunurile. vă întrerup un pic. Hai să-i lăsăm cu mizeriile lor, Sfântul Ion. Hai să vorbim Mi-ați luat din gând de un vorba. alt Ion mare. Să ne Da. spuneți ceva despre cei doi brăteni, Ion Brăteanu cel bătrân, pe urmă un pic și Ionel Da. Brăteanu. Unul a făcut România, unul a făcut Da, România Mare. da. Oricât o părere niciodată. Eu consider că băiețul Dincă Brătianu, vorbesc de Dincă, tata lui Ion C. Brătianu și Dumitru C. Brătianu, au creat istorie în România. Ion C. Brătianu, în ciuda dezavantajelor pe care le dădea fizicul său, era un bărbat mic de statură, cu studiile terminate la Paris, cu aventuri extrem de riscante. El în Paris a intrat în colaborare cu revoluționare de nuanță anarhistă. A fost o perioadă suspectat că a participat la un mare și periculos complot împotriva vieții împăratului Napoleon al III-lea. Acest Ion Brătianu, cu studiile câte le-a făcut la Paris, venit în țară, prietenii săi, cu fratele său, cu cea Rosetti, care a făcut echipă chiar până la moarte, spre disperarea lui Eminescu. Eminescu n-a găsit cuvinte grele lui Ion Brătianu în presă, dar n-a găsit decât rare ori, dacă l-a criticat, cât Eminescu a avut imediat vocația recunoașterii forței, măreției și competenței. Ion Brătianu ăsta este un personaj cu adevărat carismatic, fondator de revoluție, și forța lui pleacă nu de la că avea o carismă personală uluitoare, că era fost un fel de Napoleon, nu. Pentru că el din Franța a învățat un lucru. Ca să ai putere, trebuie să aduci lângă tine poporul. Că el a asistat la mari episoade, la revolte ale Parisului, în timpul studiilor sale. El a prins din plin revoluția, mare revoluție franceză în 48, când Franța, exasperată de guvernarea unor bancheri, de unei oligarhii financiare tutelate de lui Philippe de Orleans, este Franța lui Balzac. S-a revoltat și a zis, Franța e a francezilor. Toți francezii să fie cetățeni ai Franței. Noi suntem forța statului. Noi să conducem statul. Asta un francez de la 48. Înțelegi? El a văzut totul. S-a știut că dacă se întoarce în Orient, a țara lui, care țară nu avea nici nume, era prin spatele Dunărene, în studenția lui și domnule, generația pașoptistă, el, Brătianu cu Dumitru și Ion fac parte din generația pașoptistă și generația Unirii. Cogălicianu, frații Alexandrii, Vârnavi. Dacă nu era Brăteanu Ion, O clipă, se o clipă. acuza pe 24. Domnul meu, nu neapărat așa. Brătianu ăsta este un personaj atât de important, să nu scap gândul.
sunul înrătășesc. El a văzut în Franța că forța unui lider este dată de suportul celor din spatele său. Ai oameni lângă tine, reprezintă o forță. Dacă ai patru prieteni, Cea Rosetti, Ion Ghica, Dumitru Brătianu, Frații Goleș, Veri Goleș, Dimitri Bolintineanu, Eliade Rădulescu, și reprezentăm noi. Eliade era elitist. Dovadă, el a făcut revoluție prin programul de la Islas. Cea Rosetti și Ion Brătianu erau oameni pentru popor. Ei nu au făcut nimic altceva decât să aducă oameni lângă dânsii. Poporul Bucureștiului, mahalarilor, satelor din prejurim. Dovadă. Cât a trăit Brătianu, românii au avut o încredere nestrămutată în el până la moartea sa. Atenție! Omul ăsta joacă un rol important la 48. 48 e un eveniment complex. Dar a jucat Brătianu. Foarte important. Chiar el însuși a ars arhondologia rangurilor boierești în septembrie 1848 și regulamentul organic într-o piață în București. Ce se întâmplă? Experiența lui de revoluționar acoperit l-a convins că arena este cea care îl poate propulsa spre putere. Marele lui pariu în istorie a fost să creeze un stat românesc. Nu uitați că Brătianu este atât de important și nu numai el, generația lor în general, pentru că au creat statul român. Iar când a spus dacă nu era Brătianu Calea Jacuza, evident că n-a spus o glumă. Eu am să vă spun că adunarea electivă a țării românești la 1859 ianuarie erau 72 de deputați, toți mari proprietari, mari boieri, în adunare, să precizăm pentru privitori, adunarea electivă în Moldova, la Iași și la București, era două adunări formate din reprezentanții mai boierimi, care aveau rostul de a alege domnul în Moldova și în țara românească, conform convenției de la Paris, care ne tutela nouă existența. Căci în momentul când Cuza este ales domn, cele două principate românești erau sub tutela, protecția, tutela puterilor garante europene. A șapte putere garantă era ea însăși garantată, mă zic, din Imperiul Otoman. Puterile garante erau Rusia, Franța, Britania, Austria, Prusia, Sardinia. Și de asta voiam să vă spun că în adunarea electivă a țării românești, la București, predominau două mari grupări care voiau să pună domn la București în ianuarie pe Gheorghe Bibescu sau pe Știrbei, Marmur Știrbei. Ei aveau, pur și simplu, erau numai, Cuza nu avea niciun partizan. Pentru că ați spus de Brătianu știind jocul adunării elective, știind ce intenționează, în 22, 23, 24 ianuarie 1859, și eu acum vorbesc de fapte reale, nu de invenții, a adus în jurul sediului adunării elective, în jur de 30.000 de, atenție, români. Târgoviezi din București, Maharaji, dar Mahalau face istorie la un moment dat. Nu pot face istorie numai cu oligarhia din centru, de la nivelul la zero. Că oligarhia de acolo era toată pentru Știrbei sau pentru Bibescu. Oligarhia nu voia unirea cu Moldova, voiau perpetuarea separației celor două state. Iar micul șănțuleț Milcov, șănțulețului, se reprezintă frontieră. Este rușinos. Și atunci Brătianu, cu frațul Dumitru, cu Cea Rosetti, pe care Eminescu cu atâta forță, geniu polemic l-a criticat în uriașele lui opera publicistică, au adunat 30.000 de români, au venit și din satele din jurul Bucureștiului, au încercuit, atenție, au încercuit sediul adunării elective și nu au făcut altceva decât au exercitat o presiune
literalmente sufocantă. Ei erau în adunare, cei 72, când se uita pe geam, în jurul clădirii erau zeci de mii de români. Unii mai agitau un ciomag, unii mai scuteau, dacă erau măcelari, un cuțit de jumătate de metru sau de un metru, unii mai scoteau o bardă, unii mai scoteau o flintă, un topor, o suriță. Noi îl vrem pe Cuza să-l Moarte alege. ciocoilor. Da? Sau moarte ciocoilor, cum spui dumitare. Dacă au fost fel de fel de lozinci. Această presiune tăcută, ei, tăcută, nu a fost violentă, nu le-a spart geamurile, nu i-a intimidat, nu i-a... Această presiune a mulțimii asupra adunării elective a obligat pe cei 72, pe 24 ianuarie, să-l aleagă domnul București de Alexandru Ion Cuza. Iată, domnule Ignat, aveți dreptate, iată rolul lui Obrătianu foarte important în dubla alegerea lui Cuza. Dar rostul lui ca ministru este extraordinar. Rostul lui este în detronarea lui Cuza foarte important. El este parte esențială a monstruoasei coaliții. El cu Ion Ghica, cu Șa Rosetti, cu alții lideri și conservatori și liberali s-au grupat într-o alianță pentru a-l alunga pe Cuza și a duce la îndeplinire un deziderat al divanului ad hoc, prințul străin. Opera lui ca prim-ministru, a doua mare faptă a lui Carol, a lui mă faptă, este mare. Că și ideea prințului salvator la România este o idee salvatoare, mântuitoare. Cine s-a dus după Cuza, după ce Cuza a fost detronat în maniera aia degradantă, rușinos, atunci când garda care are jurământul să-l apere pe domn, îl dă jos de pe tron. Deci garda domnească a lui Cuza fusese cumpărată, controlată de Ion Brătianu și a Rosete, Ion Ghica și ceilalți. Și Brătianu imediat, a doua zi cum Cuza a fost dat jos pe 12 februarie 1866, a plecat direct, atenție, direct în Occident, să aducă un prinț pe tronul României. Dar ceea ce e interesant, să vă spun, domnule Ignat, banii pe care el a cheltuit din februarie, martie, aprilie, în Occident, erau bani pe care Brătianu i-a avea vânzând o moșie de zestre a doamnei sale. Doamna sa era o oteancă, o româncă extraordinară. O româncă extraordinară. De ce mare român a fost el, chiar că a fost ministrul așa de mare inimă a avut și doamna lui, îmi regret că acum îmi scapă numele ei de familie. El îl aduce în țară, îl identifică și îl aduce pe Carol, după ce în prealabil se duce la Napoleon al III-lea și cere sfatul. Sire, împăratul Franței, vrem un domn de pe tronul, un domn de o dinastie europeană. Ajutați-ne! Și Napoleon a sugerat lui Brătianu să caute pe un Hohenzollern din familia regală prusacă. Și la sugestia lui Napoleon, care era și rudă prin bunica sa cu Carol I, una parte merge la Hohenzollern, se întâlnește cu Bismarck, ăsta vorbește cu Wilhelm I al Prusiei și în 1866, mai, pe Dunăre, într-un vapor ca doi străini, Brătianu cu barba lui neagră atunci, cu ochelari fumurii, Carol I cu barba neagră, 26 de ani, cu ochelari fumurii, au venit cu vaporul din Germania, au călătorit până la Turnul Severin, cu vapor austriac și au venit pe tronul României. Și au venit în România pentru a depune jurământul de credință față de statul român. Deci Ion Brătianu l-a adus pe Carol I pe tronul României, care rege, care domn, va avea grijă de el, în sensul că în relațiile lui Ion Brătianu cu regele, cu domnul și apoi regele Carol au fost extrem de fluctuante. El a fost ministru. Perioada bună, 1866-1870. Apoi, 6 ani de zile, a plecat de la putere. S-a axat organizarea PNL. El a organizat PNL-ul, Marea Coaliție de la Mazar Pașa. El, Fratisul, Cogălnicianu, Chica, Vasile Boierescu și alții au realizat Marea
S-au gândit că, domnule, Brătianu de la 1870 renunță definitiv la metodele revoluționare în politică. Și-a dat seama că Europa s-a îndreptat nu spre revoluție, ci spre guvernări responsabile. Ori Ion Brătianu la 1870, el a fost ministru de interne și guvernele din 66, 67, 68, 69, a făcut tot posibilul, 6 ani, s-a travestit, s-a dat peste cap, ca voinicul din poveste, din el va răsări un mare om de stat. Atenție! Eu lui Brătianu nu-i reproșez în cei 12 ani de prim-ministru, vizirat, cum se zice, o hoție. Însuși, fratele lui Dumitru, care a fost și el 2 luni prim-ministru, a spus în declarație publică, Eminescu o citează, nu vă mai satru, hoților, nu vă mai spunați. A zis Dumitru Brătianu politicienilor din Partidul Liberal, hoților, nu vă mai săturați cu spunea țara asta, pe voi ar trebui să vă mănânce pușcăria, spune Dumitru Brătianu, și așa ajung și Ion. Ei n-au furat țara, n-au furat poporul român, dacă au avut o veri cât de mic, mic cât au fost acolo, au avut-o pe moșia lor părintească de la Florica. De aceea mi-a făcut o surpriză, o imensă surpriză, vorbind de acest Ion colosal. Acest Ion Brătianu care ce să ne ascund după degete? E adevărat, o guvernare a unui stat și politică în general nu e o treabă ușoară. Nu poate fi perfectă politica. O țară se administrează cu oameni și oamenii sunt imperfecți, să nu zic cuvinte mai dure. Noi a trebuit să ne formăm statul din mers. Și Ion Brătianu, preluând funcția de prim-ministru la 1876 aprilie, guvernând până în martie 1888, e 12 ani de guvernare, a reușit, printr-un efort și sacrificii uriașe, pentru costuri sociale imense, a reușit, la urma urmei, să clădească un stat român cât de cât funcțional. Statul român creat de Cuza și de Brătianu și de ceilalți, la Scărcat Arjiu sau alți mari lideri politici ai timpului, a fost după modelul francez. Noi am preluat statul francez ca model. Un stat, cum să spun eu, cu o oligarhie administrativă extrem de numeroasă și care s-a suprapus peste umerii națiunii ca o povară imensă. Numai eu știu ce tragedie a trăit țăranul român, ținând pe umeri miile de funcționari ai statului. Notari, primari, pretori, suprefecți, prefecți, ministri, prim-ministri, oligarhie, amante, afaceri, n-are rost să vă mai spun. Eu tocmai am terminat o carte, de nouă carte despre publicistica lui Mihai Eminescu și Știu. carte incredibil câtă suferință și câtă critică și a făcut Eminescu acestor guvernanți ai timpului său, la 1880, 81, 82, și mi-a dat seama că totdeauna în istorie binele și răul se amestecă, realizările și eșecul par o masă informă la un moment dat, de-abia trecerea timpului decantează de strălucire unor fapte. Că la urmă lui Brătianu, domnule Ignat, în marea lui guvernare, avem unul. Ne-am proclamat independența. Am dobândit independența. Doi, el cu toată presiunea, cu toată puterea pe care i-a dat-o, faptul că l-a adus pe Carol din Germania la noi, literalmente l-a zgâlțit și a spus, eu nu primesc de la ruși pomană independența. Eu îmi trimit armata, de aia am creat armată 12 ani, să o trimitem să bată, că nu vreau să primim cadou. Noi suntem un popor brav. Noi nu primim cadou de la ruși independența. Și n-am avut ce face Carol, trecerea Dunării de către armată în 1877 august se datorează primului ministru Brătianu. Asta e realitatea. Deci Brătianu este unul dintre marii noștri ziditori de independență. El a ridicat cu staful
oligarhia epocii, în care rolul liberalilor este covârșitor, România la rangul de regat, că să recunoaștem. Una e să fie o domnie în o Europa dominată de monarhi, de regi, și alta să fie un regat. Statutul extern și prestanța statului și a poporului mult au crescut prin proclamarea regatului la 14 martie 1881. Același brătian, acelui brătianu, îi datorăm și prietenul lui de o viață, Eugeniu Carada, crearea Băncii Naționale a României. Un stat fără o monedă puternică, fără un sistem de credit extrem de solid, nu poate funcționa. Înțelegeți dumneavoastră? Ori Brătianu, Carada este Eugeniu Carada, care o viață întreagă a fost din tinerețe, a stat umbra lui Brătianu. La Paris, la Craiova, la Pitești, la București, Eugeniu Carada a stat totdeauna lângă Brătianu. Vorbele rele mai spun chiar că unii din copiii lui Brătianu ar fi făcuți de către doamna Pia cu Carada. Nu știu dacă e bârfă, dar au trecut atâtea, au trecut deja un secol jumătate, n-are rost să intrăm în detalii de astea care nu au relevanță. Cert este că banca, independența, regatul, structura legislativă a statului român au întărit cât de cât societatea noastră. Eu știu. Prețul de cost a fost imens. Știu teoria formelor fără fond, că am lucrat în lucrarea mea, doctorat, un capitol pe care comisia l-a apreciat la superlativ. Teoria formelor fără fond în politică. Așa se numește cartea în lucrarea mea, doctorat. Știu cât amărăciune a provocat românilor lui Eminescu, lui Alexandrii, lui... la mulți scriitori ai României, ai timpului, această racordare, aceste împrumuturi masive de forme de civilizație din Occident. Știți, România, ca să... România, la urma urmei, domnule Ignaț, spuneam înainte de a intra în direct că noaptea trecută, neputând dormi pe la 2, pe la 3, am citit din cartea lui Ion Ghica scrisori către Vasile Alexandrii. Bună oară, am citit... Altion, apropo. Altion mare. Și Ion Ghica este mare. Cartea lui Ion Ghica, scrisoare către Alexandrie, încă este o capodoperă. Cine vrea, domnule Ignat, cine vrea să vadă ce distanță a parcurs neamul românesc, statul românesc, România însăși, a fost creată de la 1821 la 1921. Gândiți-vă dumneavoastră, ce era la 1821? O vai de capul nostru, două principate la cheremul Fanarii Oților, a turcilor și ale rușilor. Și uitați-vă într-un Transilvania. Nu mai spune. Ei, iar teritoriile peste ocupații străine au soarta aia dramatică. Basarabia, Bucovina, Banatul și Transilvania într-o triplă ocupație străină în care asuprirea națională, umilirea românilor la ei, pământul lor, a atins apogeul. Deci, cum să vă spun dumneavoastră, într-adevăr, costurile unei evoluții istorice uneori sunt mari. Dar cine le-a plătit națiunea? Dar sunt totuși realizări uriașe. De la Tudor Sărmanu, sacrificat la Târgoviște de către niște lași și derbedei, că și acuzile lui de trădare și de pactizare cu turcii sunt toate lovite de nulitate și de infamie, până la, atenție, proclamarea, legiferarea Marii Reforme Agrare, într-un singur secol, avem de la o națiune care nu exista, și moldovalași. Moldovalași. Avem o țară, o putere europeană apreciabilă. Adică, în interiorul acestui secol, Ion Brătianu, mort în mai 1891, joacă un rol fundamental. Țin să vă spun că
El n-a fost un bărbat căruia să-i fie, cum să vă spun eu, impus morgă și aroganța domnului Carol. Știți, Carol avea o trufie, un comportament cu oameni extrem de arogant. Brătianu niciodată nu i-a permis lui Carol I să fie arogant cu el, de altfel și nici Carol I nu și-a permis să fie arogant cu Ion Brătianu. Și mi-aduc aminte că înainte de a muri, Brătianu a spus înturajului său: domnilor, mai stați cu ochii pe rege, că prea mare l-am făcut. Noi l-am făcut prea mare pe rege. Iar când sărmanul agoniza la Florica, Ion Brătianu suferea, era bolnav la vârsta de 70 de ani și trăgea să moară, de la București a venit la Florica, cine credeți, chiar însuși regele. A venit și ceea ce pentru mine este impresionant, nu l-a primit înainte de a muri pe rege. Atenție! Asta demnitate! Pentru că eu nu cu neapărat că am cu cineva ceva, dar nu-i bine tu ca rege care vii dintr-un... Adevărat, noi români avem alt specific național, dar Carol, cât a trăit aproape jumătate de secol la noi, a fost de o aroganță și de un dispreț imens. Să dai tu mâna întreagă doar lui Titu Maiorescu, când se întâlnea cu un om de stat român, el întindea mâna întreagă doar lui Ion Brătianu, Cogălnicianu, Petre Carp și lui Titu Maiorescu. Nu e bun. Aroganța asta prin care tu întinzi un deget mănușat unui ministru, asta e aroganță, domnule. Și apoi testamentul lui, patronarea nedreptății și oligarhiei. Domnule, costurile sociale ale modernizării României în timpul lui Ion cel Mare, că la urma urmei, domnule Ignat, eu lui Ion Brătianu să-i spun Ion cel Mare, pentru el, pentru că el este, atenție, fondatorul unei mari dinastii imperiale românești. Domnule, chiar că ea n-a fost o dinastie de împărați, de regi, dar pentru mine, domnule, niciodată n-am avut în istoria noastră o familie atât de motivată, determinată de a sluji statul, de a fi loial statului. Domnule, motivația, munca, determinarea, toate puse în slujba statului, astea dau forță. Fă ceva pentru țara asta. Ori eu făcut. Ion Brătianu, cel mare, îi voi zice, fondator de dinastie. Iar Feciorul îi depășește. De altfel, am fost să spun un secret. Toată măreția lui Ionel Brătianu, noi zicem Ionel să-l distingem de tata. La el în acte este Ion I.C. Brătianu. Toată măreția lui pleacă de la faptul că a învățat de la tăticul, de la tata lui totul. Tatăl i-a spus: du-te la Paris și fă facultate de poduri. Fă-te inginer, nu avocat. Că România, în câteva decenii, sute de avocați, mii de avocați, toți veneau avocați, avocați, avocați. Sau doctori, nu știu ce, de filologie. Și i-a spus: tu să vezi meserie. Și Ionel Brătianu, chiar că era fiul lui Ion cel Mare, face studii la Paris, vine în România și construiește poduri. El a construit poduri efectiv, șosele, adică a muncit, dar de la tatăl lui a învățat un lucru. Baza, forța unui om de stat este dată de conștiința, de cunoașterea istoriei poporului său. Ion Brătianu a fost un politician și un prim-ministru de mai multe ori, care știa atâta istoria românilor, încât, încă o dată, sunt convins că nimeni nu poate fi un prim-ministru adecvat dacă nu știe istorie. Domnule, trebuie să cunoști istoria poporului tău, de la începutul cât se poate. Păi n-am cultul lui Ionel Brătianu față de Mihai Viteazul. Ce mult, cât i-a vorbit el lui Gheorghe, că el a avut un băiat, Gheorghe Brătianu, pe care l-a făcut cu prima soție a sa,
Elena Moruzi, fosta nora lui Alexandru Ocuza. Da, și povestește Gheorghe Brătianu de câte ori se întâlnea cu dânsul, totdeauna îi vorbea de istorie, uite așa Ștefan cel Mare, uite așa Mihai Viteazu, uite așa tinere, uite așa băiete, uite așa băiete. Ori Ionel Brătianu, doamne, politica este complicată, este grea. În primul rând, politica este o activitate de partid. Partidele au interese proprii, partidele au interese electorale, partidele au afaceriști, partidele au oameni imperfecți. Păi eu n-am să ascund realitatea că Ionel Brătianu a girat toată viața lui politică, un ministru liberal de o hoție și rapacitate incredibilă. Alecu. Constantinescu Porcu. Domnule, dar a avut o încredere că era extrem de priceput în a administra teritoriul, starea de a face rost. Politica e complicată. Politica nu înseamnă doar principii, afișarea unor principii și gata. După aia stai cu mâinile crucișate și totul vine de gata. Administrația unui stat, a unui teritoriu, a unui popor, este o chestiune atât de complicată încât totul este scuzabil dacă interesele acelui popor și stat sunt promovate. Dom'le, nu toate. Eu știu că costurile sociale ale modernizării României au fost cutremurătoare. Nu putem ignora marele dezastre sociale provocate de în timpul domniei lui Carol. Două revolte țărănești care pe noi românii ne așează la coada civilizației Europei. Spuneți-mi, vă rog, ați mai găsit vreo revoltă în Europa țărănească de dimensiunea aceleia din 1907, care armata Portugaliei, Suediei, Danemarcei, Italiei sau Belgiei sau Olandei sau Britaniei este scoasă cu echipament de război și în pușcă țăranii? Nu există nicăieri, numai la noi. Dovadă ce cumplită este istoria și cât de nedreaptă. Noi trebuie totdeauna să avem o viziune clară, nu viziune, axa. Axa pe care statul, națiunea, o are în evoluția sa. Ori asta n-a scăpat niciodată Ionel Brătianu. Să nu uitați că Ionel Brătianu, o să vă spun un lucru, el a fost, înainte de a fi politician, el a fost constructor de poduri și șosele. Dar toți știau, după moartea tatălui său, chiar că el avea vreo 30 ceva de ani, n-a preluat șefia PNL. O preluat Dea Sturza, vărul drept al lui Cuza. După Dea Sturza va veni, da, el de-abia, când Sturza se îmbolnăvește și moare, șefia PNL revine lui Ionel, la 1912. De-abia atunci, ce voiam să vă spun? Acest Ionel Brătianu, intrând în politică, a avut două mari sau da, două mari, trei mari obiective. Unu, nu putem continua la infinit cu o națiune în care o oligarhie, o minoritate dirigează totul. Vrem să introducem vot universal. Asta este. Nu putem fără vot universal. Doi, nu putem continua la infinit cu o repartiție a pământului atât de nedreaptă, în care 4.000 de oameni stăpânesc mai mult decât 5 milioane de țărani. O reformă agrară totală, zice el. 3. Ținta politicii externe a statului pe care eu îl conduc, dacă îl voi conduce, sau noi îl vom conduce, va fi. Alineariem și ne pregătim în așa fel încât la un moment extern favorabil să ne punem cu toții în slujba înfăptuirii eliberării românilor de sub ocupație străină. Deci, România Mare a fost un proiect politic al lui Ionel Brătianu, al familiei Brătianu. În 1906, dacă ține o minte bine, Ionel Brătianu este chemat de Eugeniu Carada. Carada în 1906 mai avea de trăit 6 ani. Încă era guvernatorul BNR. Cât a trăit el de 1880 până la moarte, 1912, este guvernatorul BNR.
Eugeniu Carala, l-a dus și pe Ionel Brătianu, care în momentul ăla politician nu e Hristos, decât ca o viitoare speranță, l-a duce pe Mitropolitul de Banat, pe Episcopul de Banat, Miron Cristea, îi cheamă la București, se întâlnesc, merg la Florica și iată ce înseamnă legământ. Nu legământ, iată ce înseamnă dăruire pentru cauza națiunii. Ion Brătianu a întins mâna peste mormântul tatălui său cu Miron Cristea și Caradă le-a spus: jurați că atunci când veți avea puterea, tu în România, prim-ministru, iar tu la românii din Transilvania, Banat, Lider spiritual. ca pastor spiritual, ca stăpân al conștiințelor lor, jurați că veți lupta, veți acționa, veți face tot ce depinde de voi să aduceți pe români pe toți alături într-o țară, lângă o țară. Ce surpriză mi-ai făcut, Vasile Ignat! Habar n-aveam că poți să-mi spui mie, auzi, discutând despre Ion. Eu acum, după o zi epuizantă de cărți, că eu aparent nu fac nimic, nu mai fac sport, dar când citești doar azi, din Învierea lui Lev Tolstoi, din Jan Kerschow Hitler, din diplomația lui Kissinger, din Panaitescu, introducere la istoria culturii românești, din Alexandru cel Mare, fabuloasa carte lui Lane Fox, un englez de la Oxford, din Britania și formarea Imperiului, din Golda Meir, viața mea, din Dimitri Bolgogorov, Lenin, nouă biografie, obosesc. Adică atâta lectură Vă mai diversă. obosim un pic, domnul profesor, Da, că da. se întâlnește Ionel Brătianu acum să ajunge în contact cu, într-o primă fază, cu un alt Ion, Ion Antonescu, despre Da. care dumneavoastră ați scris o carte. Eu am Da. pus-o la îndemână ca să o vadă toată lumea. Da. Nu știu dacă e ok. Da, e ok. Să Da, vede. domnule Ignat. E o carte de 1462 de pagini. Da. O carte pe care am scris-o cu o energie doar nepământeană. De acolo de sus a venit puterea să scriu o asemenea carte. Vă rog să vă uitați dumneavoastră, 1400 de pagini. Cum am avut o putere, condiție medicală dificilă, condiție sănătoasă dificilă să scriu o asemenea carte? Zic, cartea aceea care am dat-o poporului român, atât de greu am scris-o, atâtea adevăruri am rostit, am scris, atâtea concluzii am tras, atâtea probleme de viață și de moarte am studiat, atâtea minciuni am demontat, încât v-aș cere permisiunea să vorbim despre acest Ion al nostru, care cu adevărat este magnificul Ion al istoriei românilor, altădată. Efectiv, efectiv, eu după o zi întreagă de lecturi, de preocupări culturale și din încercări de odihnă, acum consider că nu mă simt capabil să vorbesc cum ar trebui să vorbesc despre el. Lăsați-mi să vină odată clipa când voi vorbi despre Ion Antonescu așa cum trebuie să vorbi despre el. Doar atât aș putea spune acum despre Ion Antonescu, acest om. În 50 de ani, aproape 50 de ani de serviciu în slujba statului, l-a slujit cu atâta fanatism, cinste, corectitudine, ca prim-ministru, ca general, ca șef de stat major, ca șef de stat la birou operații, comandant de corpuri de oști, ca atașat, ca diplomat militar, cu atâta dăruire și abnegație și cu atâtea servicii aduse statului, încât eu am bună oară o carte numită Antonescu la Hitler.
Sunt toate întâlnirile Antonescu-Hitler, le-am analizat într-o carte strălucitoare de dimensiuni medii. Niciodată n-am putut să cred că un șef de stat poate să apere interesele statului român cu atâta șerbicie, determinare și eficiență ca Ion Antonescu în negocierile cu Hitler. Deci, un om de o cinste ireproșabilă, un om cu simț al dreptății incredibil, un om de stat cu de o competență, aș spune, uriașă. Acest om nu poate fi expediat în câteva fraze. Cer permisiunea să vorbim altă dată despre Ion. Dar dacă ai întrebări punctuale, aș Nu, eu încerca să vreau răspund. să spun doar atâta că în perioada în care Ion Antonescu și Ionel Vrăteanu fac România mare, adică Ion Domnule, Antonescu nu e cunoscut în perioada aia. domnule, da, Marea majoritate a o românilor clipă, știu doar știu, domnule, 40-44 Ion Antonescu s-a terminat. nu. Păi, dar asta e cartea mea care am scris-o și publicat-o, asta e rostul ei. Eu îl iau de la naștere și o duc până la Jilava, la execuție. În perioada războiului de întregire 1916-1919, Ion Antonescu este atât de importantă activitatea sa, încât rămâi înmărmurit că aproape nimeni din România nu știe ce rol a jucat el în marele nostru război de întregire. Aș dori să spun, să sintetizez câteva chestiuni. El fiind ofițer de stat major, iar generalul Prezan, simțindu-i calitățile, cunoscându-i calitățile, chiar la începutul războiului, l-a luat la Armata de Nord, grupul de armate Prezan, pe Ion Antonescu, fiind capitan, și i-a spus tuturor: eu lucrez doar cu Antonescu. Dumitale, regele te pune pe mine, mi-a spus regele Ferdinand, să te iau la statul major și să te numesc adjunct la Antonescu. Eu îl servesc pe rege. I-a zis generalului Samsonovici, domnul Prezan, și îi spune mai departe: înțelegi, domnule general? Era colon, pardon, colonel. Eu lucrez doar cu Antonescu. Ești de acord cu aceste condiții? Desigur, zice el. Dar vom vedea noi mai târziu cum vor avea probleme. Deci, în marele război din întregire, Antonescu a fost ofițer de stat major, iar operațiunile militare, armata cât s-a mai înzestrat, operațiunile militare majore ale armatei române, cum au fi trecerea armatei române peste Carpați, bătălia trecătorilor, marea bătălie de pe Neajlov Argeș, noiembrie 1916, marea luptă a refacerii armatei române în februarie, martie, ianuarie, februarie, martie, aprilie 1917. Planurile, nu toate, planurile ofensive operaționale în marele bătălii de la Mărășești, în primul rând, și de la Mărășești, chiar că Alexandru Averescu le-a realizat, dar le-a supervizat Antonescu. El le-a finisat. Toate planurile operaționale ale armatei române, mai puțin planul Flămânda, pe care generalul Averescu l-a pus la cale cu știința lui, operațiunea Flămânda, care a căzut datorită necazurilor din Ardeal, e o poveste lungă, au fost elaborate de Ion Antonescu. Am găsit în cartea mea, am analizat toate, toate fișele personale, anuale, de caracterizare ale ofițerului Antonescu, de la sublocotenent la general, redactate de superiorii săi. În războiul de întregire națională, generalul Cristescu, care era subordonatul majorului Antonescu la operații, spunea: acestui om România datează toate marile sale victorii. Acum urmează o informație pe care n-am găsit-o și n-am găsit-o nicăieri decât însuși Antonescu ne-a dat-o nouă într-o scrisoare, într-un memoriu.
Știți Carol al Doilea. dumneavoastră că în 1917, iunie, iulie, când soarta României depindea de un fir de păr, regele Ferdinand, văzând uriașa capacitate de conducere, de planificare, de știință de a conduce trupe armate, Antonescu a semnat două decrete, unul după altul, prin care regele Ferdinand încredința comanda supremă a întregii armate române lui Ioan Antonescu. Eu vorbesc de tot cu el, Ferdinand. Domnule, omul acesta, prin marile lui fapte, el n-a fost pe front direct. Mulți i-au reproșat că tu n-ai comandat o divizie, un regiment, un corp de armată pe front. Dar el spune, eu am cerut de atâtea ori, nu m-a lăsat regele și prezan. Avem nevoie aici de tine, Ion Brătianu. Cum și vrei. Adică, omul acesta, în război cu Ungaria, din 1919, el cu prezanță în mare biruitor, Ion Brătianu, Iuliu Maniu, Alexandru Baida Voievod, ei Educa, Pantelimon Halipa, Iancu Nistor, Iancu Flondor, Ion Nistor, Iancu Nistor, Vasile Goldiș, Nicolae Iorga, mai puțin Regina Maria, mai puțin Ionil, mai puțin Ferdinand, Ion Antonescu, sunt oamenii cărora națiunea română trebuie să le rezerve statutul de mari ctitori ai României. Ion Antonescu nu este doar primul ministru din 40-44. Este unul dintre mari eroi ai războiului de unitate națională. Ion Antonescu este copleșit din când un rege îl decorează pe Ion Antonescu. Regele avea ordinul Mihai Viteazul. Bun. Când armatele române trec Tisa în iulie 1919 pe un pod de vase, când Antonescu cu prezarea erau de față, a venit Regina Maria și regele Ferdinand. Și Antonescu, regele, ia cu ordinul Mihai Viteazul. În fața tuturor, îl agață de peptul tunicii lui Antonescu, spunându-i, colonel Antonescu, era în 1919, eu, regele tău, știu cât îți datorează țara ție. Îți mulțumesc, Antonescu, iată-te de curând cu Mihai Viteazul. Ce Dumnezeu! Omul ăsta nu este doar primul ministru care a încercat să românizeze economia. A luat niște măsuri în ton cu epoca grea a războiului mondial de a limita drepturile unei minorități. La acea minoritate etnică căreia Antonescu i-a limitat drepturile și i-a făcut-o cât de cât inofensivă, era o minoritate ostilă statului și care îi punea în pericol siguranța statului. Acea minoritate n-a fost exterminată, observați că eu nu folosesc cuvinte directe. Acea minoritate a fost salvată in corpore de la exterminare. Noi îl judecăm pe Antonescu, acest om care aparține la acele minorități, îl judecă pe Antonescu acuzându-l de toate crimele pământului, atenție, care toate acuzele nedovedite prin nimic, minciuni. E de ajuns să opunem minciunilor acestor indivizi de la grupul XY, Elivizia, declarația lui Shimon Peres din 2010. Deci, Ion Antonescu este un gigant al istoriei românilor, este o personalitate incredibil de înaltă calitate, este un ofițer de elită în Europa, a făcut servicii statului și poporului român de o amploare și de o valoare eternă. Este marele model de om de stat. Omul de stat în România, dacă vrea un om de stat în România să fie model de corectitudine, cinste și legalitate, să urmeze pe Ion Antonescu. Căci, atenție, Ion Antonescu a avertizat pe toți
respectați legea și nu vă fac nimic. Oricând comuniștii, între anii aia 40-44, aruncau în aer o locomotivă, un tren, un șlep, un vapor, atacau statul român. Ce trebuia să facă șeful statului? Legea? Legea spunea, te împușcăm. Deci Antonescu nu este criminal, nu este de război, nu este autor de genocid, este unul dintre mari oameni de stat și care a dovedit atâta corectitudine și atâta, cum să vă spun eu, toate faptele lui au fost făcute în acord cu legile acelui timp. Niciodată el nu a încălcat. A spus tuturor, nu încălcați legile. Eu nu dau eu dispoziții. Legea vă obligă. Deci, 1-7 ziua acestor Ion, Ion Brătianu, Ionel Brătianu, Ion Ghica, Ighe Duca, sărmanul care e un ministru și el foarte corect, împușcat de Nicolae Constantinescu la Sinaia, Ion Antonescu, sunt, dacă vreți, giganții istoriei noastre. Sunt oameni de o înaltă calitate și care au ridicat demnitatea, domnul Ignat, demnitatea de om de stat o dovedești prin fapte, prin conștiință, prin fapte în slujba statului și a națiunii. Ori toți au dovedit-o asta, aproape toți, de Domnul dumneavoastră. profesor, ei vedeți că pe ăștia care lucrează împotriva statului Da. îl exclud pe Ion Antonescu? Într-adevăr. Nu, excluderea lui Antonescu din istoria românilor este o pată rușinoasă din istoria noastră postmodernă. Nu cred că această anomalie prin care un om, domnul Ignat, ați arătat cartea aia de 1400 de pagini. Domnul Ignat, omul ăsta cu adevărat e un fenomen istoric, domnul Ignat. Uitați-vă, domnul Ignat. Uitați-vă, domnul Ignat. Este un fenomen istoric, domnul Ignat. Eu îmi rezerv, eu vă spun un șoptit, un gând al meu. Tare mi-e frică mie că interdicțiile toate îndreptate potriva lui Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu sunt aplicate deliberat, cu rea credință, de către acești străini de neamul nostru, cu un scop. Știți care e scopul după mine? Ca românii să nu înțeleagă și să nu știe niciodată cât de cinstiți au fost Cu Codreanu siguranță. și Antonescu. Cât de mult au iubit România, Codreanu și Antonescu. Cât de mult bine au dorit să facă României și au făcut Codreanu și Antonescu. Și au fost a demoniza pe Codreanu, a demoniza pe Antonescu într-o manieră veșnică, cu total, cum să spun eu, cu o condamnare da capo al fine totalitară, are un scop murdar de a reteza accesul românilor la cunoașterea istorică. De aceea, domnule Ignat, dați-mi voie să vă spun, sunt fericit, probabil tot el, îți mulțumesc, Doamne, că am scris două cărți cinstite despre și Codreanu și Antonescu. Și văd aici în raft, mă duc să iau o carte în Codreanu. Uite, acum mă duc să o iau. Ale mele le-au pus Iată, Ion. domnule Ignat, iată, domnule Ignat, tocmai, Doamne Dumnezeule, asta este o carte scrisă de mine acum 5 ani, credeam că e ultima carte pe care o scriu, zic, nu mai pot trăi după asta, cred că mor, mă simțeam slăbit, bolnav. Și încă o dată, nu pot să cred că Sfântul Dumnezeu mi-a dat putere și am scris o carte cam de 800 de pagini. Uite-o! Uite-o! Țineți minte, domnul profesor, când scriați Carol al doilea, noi abia ne Da. cunoșteam atunci. Da. Când Și scriam Carol al doilea, dumneavoastră mă sunați. Dar aveam o energie, Dumnezeule mare. Nu știu, și cartea aia cum am
Am avut putere de muncă, doar de acolo mi-a venit domnul Ignat, pentru că atunci când vrei să spui adevărul, evident că cineva acolo sus îți oferă Vă o mână. vedeam după 12 ore de stat la masa de scris, vă vedeam cu oboseala aia care, nu știu, n-am cuvinte, era o oboseală pozitivă. Ați Se văzut? vedea și satisfacția Bucuria că pentru simțeam că efort. fac ceva de calitate. Pe ați făcut ceva ce Deci revin, n-ai să făcut revin nimeni. la seama asta. Mulțumesc. Doamne, dacă aș, știți, am așa o așteptare sau un gând. Un domn important din România, cândva mi-a spus, domnule Noli, când vor înceta aceste anomalii publice în țara asta și în lume, cred că câteva din cărțile dumneavoastră vor fi la loc de cinste în toate librăriile. Citează Codreanu și Antonescu. Domnule, eu în cărțile astea nu fac apologia decât a binelui și dreptății. Eu nu reabilitez nici pe Codreanu când am ce reabilita. Pe Codreanu se reabilitează el însuși prin toată activitatea sa. Eu nu reabilitez nici pe Antonescu. Eu nu fac apologia lui Antonescu decât în măsura în care documentele și adevărul îl prezintă, faptele sale îl prezintă negru sau alb. Un om care profesează cinstea și o muncă non-stop, an după an, zi după zi, nu-l poți condamna. Un om care refuză să execute cetățenii de alte etnii în masă, cu toate că era îndemnat de către aliatul său, dă-ne să se ușine, el spune că nu-i ucid, omul ăsta nu poți să-l condamni. Deci, Ion Antonescu este fiel unui Ion cel mare, poate cel mai mare Ion, nu el, sunt câțiva mari Ioni în istoria noastră. Chiar că nu avem decât Ștefan cel Mare, Petru cel Mare, Vasile cel Mare la Bizantini, noi avem Petru cel Mare, Petru Rareș, avem și noi câțiva Ioni grandioși care ne-au creat istorie. Obligația noastră, domnule Ignat, este să recunoaștem viața, faptele și moartea. Că nu uitați că Ion cel Mare a murit și nu are mormânt în țara lui. Corneliu Zelea Codreanu, omul cinstei desăvârșite, nu are mormânt în țara lui. Mai mult, amândoi, ambii, fac obiectul unor legi de interzicere liberticide prin care ni se spune nouă românilor nu vă atingeți de Codreanu, nu vă atingeți de Antonescu, pentru că sunt două personaje istorice criminale, degradante, care pentru rogoi români nu reprezintă decât suma crimei și a răului. Este una dintre cele mai abjecte minciuni pe care mi este dat să le trăiesc. Deci, avem câțiva Ioni grandioși. Ion cel Mare Brătianu, Ionel Brătianu cel Mare, Ion Antonescu sunt suma marilor noastre personalități. Mi-a făcut o surpriză, căci 1.000 de ani, dacă mai trăiesc, nu puteam să cred că putem vorbi astăzi de Sfântul Ioan de Ion. Și uite că am făcut și eu o incursiune în cunoașterea mea, în memoria mea istorică, pentru a vorbi. Dar revin cu rugămintea, pentru că atâtea multe sunt de spus despre Ion Antonescu, cel împușcat la Jelava, încât prea puțin am spus cât am spus acum. Cu siguranță. Mie îmi place, cum să spun, asta mi-am și dorit ca discuția să meargă liber. Da. Dumneavoastră, Gică Manole, să țineți discuția și a ținut-o foarte bine, fiindcă până la urmă totul trebuie să curgă firesc, fără să vă întrerup șirul ideilor. Ăsta poate e un talent al meu, să doar să direcționez Da, acolo unde să mulțumesc. ajung și... Dacă a mai întrebat cineva din chat dacă Ioana Antonescu l-a trădat pe capitan și legiunea. Capitanul era mort de 3 ani. Nu, haideți să vorbim cinstit. Haideți acum să intru în detalii pe care nu știu dacă prietenul nostru le știe. Știți că Codreanu, când Carol a dat lovitura de stat, a dat-o în primul rând de frică ca Garda de Fer, Partidul Totul pentru Țară, să nu ajungă la putere prin alegeri.
Codreanu se retrage, spune așa: mă retrag din viața politică. Februarie 1938. Dizolv partidul Totul pentru Țară. Invit pe toți membrii să se ducă, să are pământul, să crească animale. Duceți-vă în sălile de clasă, învățați carte, faceți medicină, fiți loiali, fiți cinstiți. Nu răzvăriță. Codreanu așadar se retrage din viața politică total și îi spune lui Antonescu: domnule general, dacă eu mă retrag din viața politică, dușmanii mă vor înghesui, mă vor ataca, mă vor asalta, mă vor aresta și mă vor ucide. Vă rog să mă oferiți protecție. Evident că Antonescu a spus: vă oferi, domnule, protecție în măsura legilor. Dau o informație pe care dumneavoastră, nu știu dumneavoastră sau ceilalți, nu o știu. Ion Antonescu a fost membru guvernul Goga Cuza, 40 de zile, ministru al armamentului, al apărării. A mai fost și după 10 februarie, încă 2 luni de zile, ministru în noul guvern Miron Cristea. Ei bine, în acest guvern, Carol al II-lea, cu slujile lui, Arman Călinescu, Miron Cristea, toți ceilalți au spus ministri, să-l arest Nicolae Iorga, să-l arestăm pe Codreanu. Antonescu, membrul guvernului Miron Cristea, zice: vă rog să nu comiteți abuzuri. Respectați legile statului român. Antonescu s-a opus arestării lui Codreanu, spunând: ce aveți cu el? Respectați legea. Și vă dau o informație confidențială. Ședințele aveau loc la Palatul Regal ale guvernului Miron Cristea, în martie 1938. În 1938, azi, să zicem, 30 azi, martie 1938, Miron Cristea demisionează din guvernul din funcție, el, ca prim-ministru, iar a doua zi guvernul se creează din nou cu același prim-ministru Miron Cristea, mai puțin cu Ion Antonescu, care a fost dat afară, că și-l proteja de capitan. Evident că Antonescu nu a trădat niciodată pe nimeni, Antonescu nu trădează. Era funciarmente izolat de trădare. Când Codreanu a fost judecat în zilele de 23-28 mai 1938, într-un proces batjocură, Carol al II-lea, cu justiția lui de slugi criminale, cu politicienii lui, cu toate instituțiile statului, avându-l în mână pe Codreanu, l-au judecat, atenție, acuz într-un proces de înaltă trădare națională. Eu în cartea Codreanu am ilustrat acest proces cu zeci de pagini și vreau să vă spun, printre altele, că la procesul intentat stalinist lui Codreanu a depus mărturie și generalul Antonescu. Când președintele tribunalului îl întreabă pe Antonescu, generalul Antonescu: domnule general, îl credeți capabil pe Corneliu Zelea Codreanu să trădeze? Răspunsul generalului consemnat, și eu l-am în carte, consemnat pe hârtie de către grefier: generalul Antonescu nu stă de vorbă cu trădătorii. Se duce la Codreanu și îi strânge mâna. El știa că îl vor ucide. Și am să vă spun un lucru, domnule Ignat, pe care nu cred că mulți îl știu în țara asta. În noaptea când a fost asasinat Corneliu Zelea Codreanu, de 29 pe 30 noiembrie 1938, cu cei 13 când au fost transportați de la Râmnicu Sărat spre Jilava, haltă Tâncăbești, în acea seară trebuia să fie împușcat și generalul Antonescu. Atenție! În acea seară trebuia să fie împușcat și Ion Antonescu. În seara de 30 noiembrie 1938, marele ziarist Stelian Popescu, prieten cu Antonescu, directorul Universului, parcă ține minte bine, vine la Antonescu acasă și spune: domnul general, părăsiți domiciliu, că ce noaptea asta au de gând să vă aresteze, să vă împuște. Și Antonescu, după ce inițial a refuzat, își ieșe soția și de la pe 30 noiembrie 1938
până pe 7 decembrie 1938, stă ascuns în casă la locatul, la profesorul universitar Mihai Antonescu. Iată, răspund prietenului nostru, niciodată Antonescu nu l-a trădat pe Codreanu. Când ați scris dumneavoastră Ion Antonescu în Paștele, la în vinerea Paștelui și în sâmbăta Paștelui, v-am spus că am terminat de citit Ion Antonescu. 2022, parcă. Era pandemie. Da, 2021-2022. Eu am scris cartea 2020, 2021, 2022, domne. Uite, la Carol al Doilea, cam sunt primul cititor al dumneavoastră. De la Vă Carol al mulțumesc Doilea. mult. În ultimii 5 ani, convorbirile cu dumneata au semnat foarte mult pentru mine. Și am să vă spun un lucru. Niciodată în viața asta mea, până acum, nu cred că am vorbit cu cineva mai mult la telefon decât am vorbit cu dumneavoastră. Asta este nici cu frat, colegi, niciodată cu nimeni. Și mi-aduc aminte când prima dată m-am cunoscut, extrem de rezervat eram. Probabil că avem și știința, teme comune, felul ne completăm și este un mare suport moral faptul că vorbesc cu dumneavoastră de atâta timp, 5 ani și jumătate, domnule. Domnul profesor, pentru mine e mare suport, că până la urmă eu învăț de la dumneavoastră și Dumnezeu să vă dea sănătate. neîncetat. Deci ce am discutat noi în seara asta, am discutat de atâtea ori, dar mereu veniți cu ceva nou, cu ceva care mă surprinde. Da. Singurul lucru care nu mă surprinde la dumneavoastră sunt principiile și valorile morale în care peste cred. care sigur nu treceți. De alea Niciodată nu le-am abandonat. Mulțumesc, da. Dragul meu domn. În schimb, Ai interpretarea... observat un lucru extraordinar de limpede. Cu aceste lucruri eu nici nu negociez, nici nu abandonez, nici nu trădez. Așa Din sunt. cauza asta am început proiectul ăsta atât de greu și Da. poporul român nu știe, pe motiv că le este servită o altă istorie. De... Într-adevăr. E servită de Mari. niște oameni Da. care nu au valori, nu au repere morale, s-au vândut ușor sau sunt realmente străini. Și ne fac Sau cinci lasă. lecțiile de istorie și alte manipuluțe. Da. Încă o dată, prietenului Da. nostru, Sinescu, capitanul era mort de 3 ani. Deci nicio treabă rebeliunea legionară cu moartea capitanului. Capitanul a fost asasinat de Carol al Doilea. Păi, dar când am spus eu? Nu, nu, nu. Am răspuns eu prietenului nostru. Eu n-am afirmat așa ceva. Cu siguranță, nu, dar l-am lămurit pe prietenul nostru. Da. Domnul Sinescu se știe, sigur că da. Rebeliunea este afacerea lui Horesima cu... Cu siguranță. Cu oamenii lui, cu echipa lui, cu oamenii lui. Nu, nu am Domnul nicio treabă. profesor, dacă puteți să mai stați cu noi, putem sta. Eu mă bucur Hai. tare mult că a ieșit așa o Hai, discuție, un dialog da, lejer. da, sigur că putem sta, dar numai să nu-i prea lung, să nu plictisim, să nu obosim oamenii. Nu plictisim, văd că am început cu 35 și acum suntem la 46, life-ul nu a fost anunțat, Da. creștem, deci nu Da. plictisim. Ar fi culmea să plictisiți dumneavoastră pe cineva. Vă stau la Aparte că dispoziție. Vă stau la dispoziție. calitatea oamenilor care îl urmăresc pe Gică Manole e un pic mai înaltă și oamenii ei nu Domnule, părăsesc. mulțumesc. Eu vă stau la dispoziție. Dacă mai aveți lucruri de abordat, eu vă stau chiar cu mare bucurie, dar să-mi permiteți să iau o gură de apă. Poftă mare, foarte bine. Spune din cea doamna Mihaela, nu vă ascultăm cu interes. Da. Foarte bine sublinează un domn Alexie Craioveanu. Ce ar trebui să știm din contextul istoric încât să nu confundăm mișcarea legionară din timpul capitanului Cotreanu cu mișcarea legionară din timpul lui Horea Sima?
pe care Ion Antonescu l-a dat jos cu armata într-un context complicat. Foarte Da. bună observație, limpede și exact Da, ce deja ăsta e răspuns complex. sintetic, Chiar da? o, da, este un domn inițiat în cunoaștere istorică, domnul Alexei Craioveanu. Ce ar putea să știu? Doar atât, că reprezintă etape istorice diametral opuse. Cornelius Zelea Codreanu este 1928-7-1938, fondatorul unei mari mișcări publice, culturale, spirituale, politice, unice în Europa. Domnule, Cornelius Zelea Codreanu a propus poporului român câteva principii fundamentale. Munca, modestie, liniște, dăruire, cinste, biserică, istorie, altar, cult al strămoșilor, niciodată trădare. Iată principiile și legile morale și spirituale pe care marea mișcare a lui Cornelius Zelea Codreanu a propus-o poporului român. Ceea ce este unic. Românii au văzut în timpul lor, atunci real, că ceea ce spune Codreanu despre viața publică cum trebuie să fie, el chiar așa este. Și atunci, eu vara care a trecut, am găsit două cărți de două persoane evreice. Un evreu american, Nicolas Noghi Talavera, și o doamnă evreică, Rose Goldschmidt Waldeck. Cartea doamnei Waldeck se numește Atene Palas. Este un roman, reportaj. Ea a fost corespondent al revistei Newsweek din USA, la București, în iunie 40, ianuarie 41. Am găsit la doamna Rose Goldschmidt Waldeck lucruri despre Codreanu care sunt ai doma pe care le-am scris eu în cartea mea. Nicola M. Noghi Talavera, evreu ungur din Budapesta, emigrat în USA, are o carte, Fascismul în Ungaria și România. Aceleași lucruri pe care le-am spus eu în carte, le spune, le scrie și domnul Talavera, care a constatat ce a scris, evreu fiind, antisemitismul lui Codreanu, cât a fost, n-a fost unul rasial, ci unul economic. Că și la urma urmei, domnule Ignat, în perioada interbelică, atenție, mare parte din economia românească, două treimi din băncile românești erau sub controlul domnilor evrei. Ori sutele de mii de flăcăi și fete din perioada aia, studenți, elevi, studente, au văzut, toate ăștia conduc tot în România, trădează România, o fură, au totul și nu avea nimic. Dar nu cumva e țara noastră? Nu cumva a murit acum 10 ani pentru România 1 milion? Ziceau ei. De ce, domnule, vrei faceți din țara asta ce vreți? Și a început să-i critique. Deci, Nagy Talavera, Nagy Talavera, a constatat lucrul ăsta pe care eu l-am constatat în cartea aceasta. Pentru că nu mi-e rușine deloc cu această carte, o mai arăt odată mama ei de treabă. Cornelius Zelea Codreanu, un om al istoriei mari. Deci, cineva pentru sau cel care dorește să nu amestece lucrurile niciodată când este vorba de mișcarea legionară, să știe așa. În 1938, mișcarea legionară se autodizolvă. Codreanu a condus-o până în 1938, a autodizolvat gruparea, s-a retras din viața politică, el a dispărut lucid regele Duduia și oligarhia îl arestează pretext scrisoarea lui Iorga, pretext în altă trădare, trădarea de țară,
îl ucide monstruos, grozitor și dispare din istorie. Dar dispărut din istorie, l-a intrat în sufletul poporului român. Observat că se încearcă mincinoșii în lume de azi să-l scoată pe Codreanu din inima poporului român. Nu vor putea. Un bun, domnule, vreți dumneavoastră să vedeți cum activau oamenii lui Codreanu în 1936-37? Citiți fragmente din romanul Gorila al lui Liviu Rebreanu. Veți rămâne mărmuriți când sute și mii de tineri construiesc o școală, o grădiniță, două garduri la o femeie vădăoaie, care merg 20 de flăcăi și 20 de fete, studente, și prășesc la 10 țărânci văduve grădina, pământul, care ridică drumuri, care repară poduri. Acești oameni au muncit, s-au dăruit unor fapte. Domnule, când, domnule, niciodată, păi eu mi-aduc aminte, Codreanu a spus, România este o țară pe care Dumnezeu a binecuvântat-o cu tot ce are ea. Doamne Sfinte, zice el, de la Tisu până la Tisa, de la Tisa până la Nistru, ce există în țara asta? Și zice el, de la rege și copilul lui, de la soldat, la general, de la învățător și preot, de la muncitor și șoban, să muncim cu toții, să muncim cu toții, azi, mâine, poi mâine și iar, și iar, să muncim umăr la umăr, să facem țara asta frumoasă, bogată, să trăim toți în armonie, toți, prin muncă, prin dăruire, nu prin hoție și politică. Politica, zice el, introduce în România, a introdus trădarea. Trădarea și hoția nu ne definesc pe noi, pe români, în istorie. De aceea, noi vrem altfel de istorie, a muncii, a dreptății, a muncii continue, iar și iar. Căci munca, mama ei, că o știu din viață personală, că de mult au murit părinții mei și a trebuit să am grijă de casa părintească, cât am putut și eu din salariul meu de profesor, cât am mai făcut și acolo, căci tot ceea ce faci trebuie să faci pentru o muncă îndârjită, continuă. Asta a propus Codreanu, nu crimă organizată. Cât să tacă poporul ăsta român și să fie mințit și batjocorit, spunându-i se că Codreanu în România este model de crimă organizată și a promovat asasinatul politic. Ce infamie! Crima politică în România, prieteni, domnule Ignat, a fost în România impusă de către trei etnici evrei, care în 1920, domnule, eu vorbesc din istoria României, Max Goldstein din Barbărlal, Saul Osias din București, Leon Lichtblau, eu am știut cartea lui Stelian Tănase, povestea unui terorist. E viața lui până la moartea lui Goldstein. Max Goldstein cu cei doi au pregătit și au înfăptuit un atentat criminal în viața publică a României. Pe 7 decembrie 1920, Max Goldstein cu cei doi pătrund în Senatul României, clădirea Senatului României, se amplasează chiar la tribuna unde vorbeau oratori în Senat, o bombă artizanală de mare capacitate. Înțelegeți? Eu mă întreb. Eu știu că statul român în 20 tremura. Știu că pericolul anarhia bolșevică era prezentă, căci propaganda leninistă criminală și a lui Trotski și Rakovski era în toată România. Centre industriale, Iași, Ploiești, București, Reșița, Cluj, Cernăuți. Dar cum să lași Senatul României fără pază militară? Cum a intrat Max Goldstein, a pus bomba pe 8 decembrie 1920, când ministrul justiției în guvernul României, Dimitrie Greșanu, vorbea, bomba explodează, o explozie năprasnică, trei morți, doi răniți. Iată, domnule Ignat, începutul și cei care promovează crima ca armă politică în România. Max Goldstein, Saul Osias, Leon Lichtblau, trei etnici evrei.
cât Dumnezeule mare poporul ăsta, vă tați și vă fi prostit. Corneliu Zelea Codreanu, citiți cartea mea. Când pe 24, 1924-25 octombrie l-a împușcat pe prefectul poliției de Iași, pe treptele judecătorului Iași l-a împușcat în legitimă apărare, zice o sentință a unui tribunal al României interbelice în 1925. Dacă există o sentință în care spune el s-a aflat în autoapărare, de ce mint de 85 de ani până în rușinarea acestui căloș? Se poate fura. Niciodată așadar nu trebuie confundată mișcarea legionară lui Codreanu. Căci Horia Sima, preluând o mișcare legionară dizolvată, a fost desemnat conducător al mișcării legionare mai mult prin diligențele și traficul de influență al lui Mihail Muruzov, șeful SSI, și a serviciilor secrete din România. Horia Sima nu l-a ales nimeni comandantul mișcării legionare. A fost contestat tot timpul. A nu a fost avut contestat tot legitimitate. timpul. Eu vă întreb, dacă citiți februarie 1938, Codreanu dizolvă mișcarea legionară. A spus, gata, a încetat. Ce mișcare a preluat el? Cine l-a desemnat pe el? Cine l-a desemnat conducător? De ce era parte la guvernarea României? De ce a avut România parte de un război civil? Deci, una e Horia Sima și mișcarea legionară, una sunt septembriștii. Când puterea în stat o primește și garda de fer prin dirigențele lui Antonescu și sprijinul Germaniei lui Hitler, a lui Heinrich Himmler, 1940, vreau să vă spun, domnule Codreanu, domnule Ignat, în mișcarea legionară în 1940 septembrie au intrat zeci de mii, sute de mii de oameni de foarte slabă calitate. În mișcarea legionară lui Codreanu era elita, oameni adevărați, tineri adevărați. Aici au intrat orice derbedeu care îmbrăca cămașa verde, centura, pistolul, să Multe jefuiască. cămăși venite de la Moscova. Foarte multe cămăși au venit de la Moscova. Eu nu mă contrazic că și rebeliunea legionară este extrem de tulbure. Și cămășile alea, șalupile sovietice au adus mii de cămăși verzi care le-au îmbrăcat foarte mulți comuniști în 1 ianuarie 1941. Foarte mulți comuniști, foarte mulți derbedei, iar crimele pe care le-au făptuit împotriva evreilor în ianuarie 1941 vor fi făcute de legionari, că nimeni nu știe, nu le-a monitorizat și, după câte știu eu, nici nimeni nu le-a cercetat. Dar au fost, la urma urmei, au fost făptuite într-un moment de război civil și de anarhie. Deci, ca două grupări politice diametral opuse, fără nicio legătură una cu alta, trebuie judecată mișcarea legionară condusă de Codreanu și mișcarea legionară condusă de Horia Sima. De aceea vă spun, domnule Ignat, eu am să vă întreb, dacă Codreanu în 1938 a spus încetează orice activitate, de ce s-a apucat în octombrie 1938 cu Horia Sima să organizeze atentate în Transilvania și Banat? Vreo 20. I-a spus Morozov, acționează acum. I-a spus Mihail Morozov, acționează, fă scandal și dă-ne motiv să-l putem omorâ pe Codreanu. Asta aveți în carte, foarte bine. Am în carte asta. Domnii care sunt cu Horia Sima se supere pe mine. Eu am ști cărțile lui Horia Sima. Sunt extrem de valoroase, dar fiindcă sunt un om care știu să citesc, domnul Sima n-a spus niciodată adevărul până la capăt. Atât de ușor l-am prins. Domnule, știți, un om în aventura unui om, conștiința unui om, sufletul unui om, știe, pătrunde la adevăr, în sufletul altuia, în mentalitate, în cunoaștere. Eu știu unei minte Horia Sima și în cartea Sfârșitul unei domnii sângeroase și în Era Libertății. Știu și chiar pur și simplu îngheț când văd că alții, cum i-a prostit pe alții. Să vedeți dumneavoastră cum a fost el arestat și cum să vedeți cum e prins de, dus și anchetat de șeful siguranței Nichi Ștefănescu. Să vedeți cum
merge în birou la Nichi Stăpânescu și face teorie geopolitică. El, un transfug condamnat la moarte, îl amenință și îl intimidează pe șeful siguranței României. Adică era cu sucoața albă totul. Se vedea clar că l-au adus din Banat la București pentru a negocia împăcarea cu Carol al Doilea, că și ca marele asasin. Eu faceți-vă o bucurie, odată poate vorbim de Carol al Doilea cum trebuie, de acest criminal odios, de acest monstru al neamului nostru. Mulțumesc, domnule Ignat. Ai altă carte pe care sufletul meu a scris-o din toată inima mea. Nu se vede titlul. Să nu văd eu. Așa, da. Mulțumesc, domnule Ignat. O să vede. Da. Și eu m-am obișnuit acum să încadrez, că ați văzut în primul live, puneam cartea. I-am răspuns prietenului, cred, cu Mișcarea Da. Legionară. Nu, dar e prieten cu Claudiu Bureanu și îl lămurește Claudiu Da, bine. da. Nu-i problemă. Da. Domnul Manole, discuția a fost foarte bună, la modul că am reușit să adunăm Da. oameni doar așa, prin calitatea Da. gustului dumneavoastră și prin adevărul pe Îi care îl salut rostim pe de toți cu fiecare dată. prietenie. Îi salut, dar să înțeleagă și ei că eu, după o zi întreagă de hărțuire prin atâtea mari de cărți, am și eu un grad oarecare de uzură. Asta e, dar nu-i nimic. Când revine încetul cu încetul. Domnul Alexei Da. Craiovescu ne spune așa: mulțumim mult, domnule profesor, Craioveanu. pentru... Craioveanu, poate. Aici ai Craiovescu. Da. Mulțumim mult, domnule profesor, pentru efortul dumneavoastră. Noi mai știm câte ceva, dar este bine să știe și românii aceste subtilități despre trecutul nostru recent, pentru a înțelege cât mai bine prezentul și viitorul. Mulțumim mult, domnule Alexei. Și eu îi mulțumesc. Eu am, cred că sunt prieten deja cu dumnealui. Da. O să iau legătura, fiindcă ăsta e meritul dumneavoastră, reușiți să adunați oameni de o anumită calitate. Doamne, bine ar fi. Și e bine că oamenii Bine ăștia ar să fi. stea la un loc. Da, domnule. Mulțumim mult, domnul profesor. Încheiem aici. Și eu vă mulțumesc mult. Nu știm când va fi întâlnirea viitoare, totul depinde de E tehnic. peste o săptămână. Poate peste o săptămână. Să vedem cum poate Tiberiu, cum puteți și Da. dumneavoastră. Fără Tiberiu, ați văzut, mai Mi-a greu. făcut o reală bucurie seara asta, chiar cu o mare. La orice mă gândeam de la ionii noștri, nu. Că așa sunt eu. Dacă am, eu am câteva zeci de cărți aici și din toate citesc simultan. Adică las una, iau alta. Nu pot numai una. Dar nu mă gândeam. Știam că e Sfântul Ion, dar uite că nu mă gândeam cât la ionii istoriei noastre. Mulțumesc mult! Doamne ajută, o seară bună, La mulțumim revedere tuturor tuturor, celor care au sănătate! fost alături de noi. Sănătate! Să știți că oamenii ne urmăresc cu interes, vă urmăresc Sperăm că a fost interesant și plăcut cu pentru ei. siguranță.